Excreția la om, lecție dedicată elevilor din clasa a șasea. În corpul uman, celulele produc substanțe nefolositoare în cantități diferite. Unele substanțe sunt foarte toxice și trebuie eliminate. De exemplu, din procesele de descompunere a proteinelor rezultă o substanță numită amoniac, o adevărată otravă pentru organism. Din amoniac, ficatul obține urea, mai puțin toxică, dar tot dăunătoare. Acesta trebuie eliminată cât mai repede. Excreția prezintă procesul de eliminare a substanțelor rezultate în urma procesului de descompunere datorat metabolismului. Principalele organe cu rol excretor sunt pielea, care de exemplu prin glandele sudoripare elimină sudoarea sau transpirația, plămânii, care elimină dioxidul de carbon prin exhalare, și rinichii, care au rol în formarea urinei. Funcția excretorie a pielii este asigurată de glandele sudoripare și glandele sebacee. Pielea umană conține 2,5 milioane de glande sudoripare. Distribuția lor pe suprafața corpului este inegală. Cel mai mare număr este concentrat pe frunte, tălpi și palme, iar palmele sunt caracterizate de cea mai mare densitate a locației lor. În același timp, există părți ale corpului în care nu există glande sudoripare deloc, de exemplu pe buze. Dacă ar fi posibil să colecteze și să cântărească toate glandele sudoripare ale unei persoane, în masă acestea ar fi egale cu unul dintre rinichi. În timpul zilei, glandele sudoripare secretă de la 300 de ml la 1 litru de transpirație. Acesta este semnificativ mai mică decât cantitatea de urină secretată de rinichi și totuși reprezintă o treime din toată apa secretată din corp. Glandele sebacee joacă un rol mai mic în funcția secretoriei a pielii decât glandele sudoripare. Nu secretă mai mult de 20 de grame de secreție pe zi. Totuși, unele substanțe din organism sunt eliminate prin glandele sebacee, de exemplu, produsele de descompunere a corticosteroizilor, a hormonilor sexuali, a enzimelor, a vitaminelor sau a colesterolului. Plămânii elimină dioxidul de carbon care se acumulează în sânge. Fără efectele secreției plămânilor, dioxidul de carbon se acumulează în sânge, provocând o serie de complicații posibile, cum ar fi modificări ale frecvenței cardiace, convulsii sau comă. Sistemul excretor are rol în formarea și eliminarea urinei, prin care se elimină substanțele nefolositoare organismului. Sistemul excretor este format din rinichi și căile urinare. Rinichii se află în cavitatea abdominală, așezați dorsal în zona lombară. Urina se formează la nivelul rinichilor prin filtrarea plasmei sanguine. Căile urinare au rol în transportul și eliminarea urinei. Prin formarea și eliminarea urinei se menține volumul sanguin și reglarea echilibrului de electroliți. Procesul de eliminare a urinei se numește micțiune. Provocare. Oare unde trebuie să mergeți ca să vedeți această statuie din bronz? Urina la om are o culoare galbenă. Culoarea și conținutul urinei este un indicator valoros în depistarea unor boli prin examene de laborator. Culoarea urinei diferă în funcție de cantitatea de lichide consumate și tipul alimentelor consumate. Când cantitatea de lichide consumată este mai mare, culoarea urinei este mai deschisă la culoare. Însă chiar dacă ai băut multă apă, urina este mai închisă la culoare pentru că ai făcut sport și pentru că ai pierdut o cantitate mare de lichide prin transpirație. Dacă urina strălucește ca neonul, înseamnă că este eliminată o cantitate mai mare de vitamina B2 sau riboflavină de care nu are nevoie organismul. Urina portocalie sau verde-albăstruie poate apărea atunci când urmați un tratament, iar medicamentele provoacă aceste efecte secundare.
Urina maronie poate fi semnul prezenței mioglobinei, o proteină care se găsește de regulă în mușchi. Poate fi semnul că fibrele musculare mor. Fără un consult medical de urgență, puteți ajunge la leziuni renale. Știați că în Roma antică urina era folosită în procesul de spălare a hainelor, precum și ca înălbitor pentru dinți? Vă mulțumesc pentru atenție!